Asociația România Curată a elaborat un set de 6 criterii pe care ar trebui să le aibă un om politic. Analizându-le la cei 11 parlamentari de Gorj, rezultă că aceștia nu se încadrează în cerințele străzii. Cele 6 criterii deschise dezbaterii sunt: să nu fie condamnat sau urmărit penal, să nu fie traseist politic, să nu fi fost colaborator al securității sau membru în conducerea PCR, să nu fie în vizorul ANI din cauza neconcordanțelor în declarația de avere, să nu fie printre cei care au condus firme cu datorii la stat, să nu fi folosit funcțiile publice pe care le-au deținut pentru favorizarea incorrectă a companiilor private. Dintre cei 11 parlamentari, din start, doi nu se încadrează. Deputatul de Târgu Jiu Victor Ponta și senatorul Dian Popescu au probleme cu legea. Unul trimis în judecată, altul condamnat penal. Ați văzut, tinerii cer în general schimbarea clasei politice. Se vorbește despre câteva criterii care ar trebui să le aibă un om politic. Spuneau că nu vor să fie trasei politic, să nu fi fost colaborator al securității, să nu fie vizor de banii, să nu fie urmări penal. Nu mai puțin. În ceea ce cer tinerii în acest moment, sunt... cuprinse și legislație, să știți. Există o legislație care nu îți permite să candidezi sau care te pune să ai o declarație vis-a-vis de ce spun legii. În legea clasei politice este normală, dar asta trebuie să se facă treptat. Nu cred că avem nevoie de o revoluție. De aceea spun că este bine să ascultăm ce spun strada și pas cu pas să ajungem la cerințele pe care le simțim astăzi din partea populației. Cei mai mulți însă trebuie să iasă din viața politică din cauza traseismului. Cele mai multe partide le-a schimbat deputatul Vasile Popeangă, care a fost la APR, PD, PSD și se pregătește de al patrulea partid. Sunt de acord cu toate revendicările, celor din piață, celor din stradă. Și mă supun tuturor acestor revendicări. Noi, oamenii politici, trebuie să învățăm și noi că trebuie să recunoaștem că n-am făcut totul pentru ei, trebuie să știm că vine un moment când trebuie să ne retragem. Deci nu trebuie să-i surprindești. Foarte bine, sunt foarte niște criterii foarte sănătoase. Foarte sănătoase și trebuie să țină cont. Cei care doresc să intre în viața politică trebuie să țină cont de aceste criterii. Sunt criterii sănătoase. Și pentru cei care ar trebui să iasă din viața politică? Eu sunt un om politic realist și am declarat că eu voi lua o decizie pe care o voi comunica la momentul oportun, ținând cont de ceea ce doresc oamenii. Un alt parlamentar, Scarlat Iriza, și-a schimbat partidul acum câteva zile, el plecând de la PSD la PSRO. Acum se află în stand-by după ce șeful său, Mircea Joană, i-a dat răgaz să se gândească dacă pleacă sau rămâne în partid. Zilele următoare va decide dacă va pleca la UNPR. Da, au dreptate. Și aș vrea să-l văd pe Călinău cum își dă demisia și a doua zi îmi dau și eu în parlament. Eu am fost întotdeauna, de exemplu. Să-și dea demisia de acum și după aia la toamnă să candideze sau cum vor fi alese. Salut! Să iese din politică, pas Călinoiul, la tine la Vâlcea. Orșul este aproape distrus din cauza acestui om, Ion Călinoiul. A distrus complexul energetic Oltenia. Complexul energetic Oltenia mai are puțin și se duce la vale. Puțin mare, păcat, dar la noastră se duce. Nici ceilalți parlamentari gorjeni nu sunt străini fenomenului de traseism politic. Senatorul Tudor Barbu, ales pe listele PPDD, a trecut apoi la PC, iar acum conduce PNL Gorj. Tot traseismul ar trebui să-l scoată din viața politică și pe Răzvan Rotaru. Cu toate că a fost ales pe listele PPDD, Rotaru nu a făcut mulți purici în partidul domnului Dan și a trecut în iunie 2013 în rândul conservatorilor. Doar un an a rezistat la PC, rămânând din iunie 2014 independent. Deputatul Niculina Mocioi, acum la PNL, a fost aleasă și ea pe listele PPDD și deputatul Ion Cupa a schimbat partidele de când a fost ales. A trecut în acest mandat pe la PDL, PNL, după care a ajuns la ALDE. La deputatul Camelia Craibani, criteriile sunt mult mai greu de aplicat pentru că nu se știu prea multe lucruri despre experiența sa politică și profesională. Senatorul Mihnea Costoi a fost recrutat de securitate în perioada liceului. Conform datelor Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, Costoi a fost recrutat pentru supravegherea informației
respectivă în cadrul liceului Tudor Vladimirescu din Târgu Jiu. Nume conspirativ Iulian. A semnat un angajament având numele conspirativ Iulian. Totuși, până la venirea Revoluției în 1989, Iulian nu a turnat pe nimeni la securitate. Deputatul Mihai Weber ar putea pica testul pentru că deținea firme care aveau datorii la stat.